parlamentarii de la Paris discută un proiect de lege care prevede, printre altele, interzicerea promovării în online a chirurgiei plastice, a medicamentelor și a investițiilor financiare riscante, inclusiv criptomonedele. Da, mă, dacă vin francezii la noi pe TikTok și pe asta, rad tot. Închid TikTok-ul, practic. Da? Așa e, da. Pe TikTok? Da, acolo sunt toți specialiști. Uh-huh. Toți, bă, da, toți. În chirurgie estetică, în astea. A, nu, 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 vorbesc ăștia cu criptomonede. E cripto. Ceva... E da. Ceva... Dar toți, mai e la modă subiectul, că mie mi se pare că s-a stins. Adică nu mai... Fost... mai văd, pe Twitter îi mai văd. Mai da. Sunt unii care spun, mai sunt. Cum e momentul? Nu fi prost, o să te... Au găsit o breșă, știi? Înțeleg că a crescut iarăși bitcoinul de la, nu știu, da, ceva. A crescut. Adică de la minimul la care ajunsese s-a ridicat un pic și gata. Știi cum au venit? Da. Ăsta e momentul. Vedeți că acum crește. Da. Și țigări în... la noi. De-astea electronice. Da. Asta e în alt mediu, da. Asta tot, e pe influencer de ăștia premium. Da, influencer prea. Am văzut că unul face reclamă la niște dispozitive de inhalat vitamine. E ceva de neînțeles. Adică, păi, acum fumăm vitamine, știți? Ca să fii bine. Da, da, da. Asta ne trebuie acum, fumat de vitamine. Bun, revenind la ideea francezilor, ministrul francez al economiei a atras atenția asupra escrocheriilor și reclamelor înșelătoare promovate de vedete pe rețelele de, pe rețelele de socializare. Influencerii au foarte multă putere, deci au multă responsabilitate, spune ministrul, regulile nu sunt suficient respectate și trebuie întărite. Industria influencerilor, ca peste tot de altfel în lume, este foarte puternică, sunt sute de milioane de euro sau chiar mai mult care se învârt acolo și sunt milioane sau zeci de milioane de tineri care urmăresc diferite persoane, care dau sfaturi de viață, nu? Pe Instagram, pe TikTok, pe Snapchat și așa mai departe, alături de bunurile tradiționale de lux, cum ar fi mașini, haine, influencerii promovează și o serie de produse îndoielnice, cum ar fi pastile de slăbit, foarte periculoase. Chirurgia plastică. Am văzut și în România cu ce efecte s-a întâmplat, ce efecte au avut unele dintre aceste campanii. Criptomonede, mulți și-au pierdut banii. Noua lege, dacă se adoptă, va include prevederi pentru a defini statutul juridic al influencerilor. Și le va solicita celor care locuiesc în străinătate să aibă reprezentare legală în Franța. Uh-huh. Pentru că mai mulți influenceri francezi locuiesc în Dubai, din motive fiscale. Uh-huh. Uh-huh. Luca a devenit brusc interesant. Au început și pe la noi să apară, da, influenceri de ăștia care se duc în Dubai. Uh-huh. Mai mici sau mai mari. Din ce am văzut. Capul. Da. Da. Nu-mi dau seama dacă s-au dus în Dubai pentru chestia asta cu, din motive fiscale. Uh-huh. Sau că îi caută cineva pe aici.